la o nouă ediție a emisiunii Echilibru. Astăzi vorbim despre arta seducției și nu oricum. Vorbim un duo. Un duo cu Cornel Marco, psihoterapeut și formator de dezvoltare personală. Bună! Bine ai venit! Bine te-am regăsit! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația, pentru că este un subiect amplu. Ca oricare subiect. Da, este un subiect în același timp și sensibil oarecum, pentru că seducția are mai multe componente și atunci când facem seducție, nu întâmplător o facem. Clar există o motivație în spatele seducției. Care ar fi? Bună întrebare. Presupun că parte din rezultatul seducției ar fi că persoana aleasă de mine răspunde provocărilor pe care eu prin seducție, prin flirt, le adresez, iar partea poate mai îndepărtată a rezultatului ar fi să ajung să relaționez mai mult cu persoana respectivă și poate să construiesc de acolo alt tip de relație cu persoana respectivă. O relație intimă. Într-un final, mai mult asigur și o relație intimă. Adică vrei cumva să spui că seducția este menită să creeze intimitate. Dar într-o anumită ordine. Care ar fi ordine? Adică rezultatul seducției să nu fie neapărat intimitatea sexuală, ci ea să rămână poate mai, să spunem, mai îndepărtată puțin, ca și recompensă, și văzut poate ca un bonus, ca o recompensă, nu ca un rezultat în sine. Pentru că altfel am susține că chiar ar exista o strategie ca un băiat sau o fată să agațe un partener și care avea o strategie ca astfel să ajungă la intimitate sexuală cu persoana respectivă. Ceea ce sub nicio formă nu sunt de acord și nu cred că există așa. Nu există o strategie clară, o strategie universal valabilă. Dar sunt foarte multe persoane, care se laudă, femei și bărbați, care se laudă cu asta, da. Strategia în sine. Acum, trebuie să înțelegem că pot fi foarte multe strategii care păcălesc. Dar, atenție, când mi-a adresat întrebarea, eram înlănțuit o serie de scopuri. Da. Am spus că poate atrag atenția, poate relaționez mai mult cu persoana respectivă și mai mult atât a reușit să construiesc o relație de o altă calitate și apoi am vorbit de intimitatea sexuală. Dacă mergem în ordinea aceasta, cei doi parteneri ai schimbului reciproc de jocuri vor avea timp să construiască și alte emoții. Vor avea timp să construiască și alte sentimente între ei doi, se vor cunoaște și cu adevărat în sine intimitatea sexuală le va oferi cu adevărat ceea ce are ea de oferit, o anumită energie și o anumită plăcere. Adică ar veni ca împlinire al procesului seducției. Nu ca o împlinire, ca o completare. E ca și cum dacă eu am jucat fotbal, îmi iau energie de acolo, dacă mă duc în casă și joc un joc pe calculator, îmi iau altă energie, dacă citesc o carte, o altă energie. În sine, intimitatea sexuală va oferi cuplului, atenție, nu celor doi parteneri, cuplului. Forțez acest lucru pentru că la cabinet vin foarte multe persoane sau chiar și noi în viața reală de după cabinet, întâlnim astfel de cazuri în care lumea chiar nu vrea să înțeleagă treaba asta. Și cred că a venit momentul ca, dacă noi doi o spunem, și alte două persoane, și încă unul și altul, să înțelegem corect că intimitatea sexuală este sănătoasă, e frumoasă, beneficiile intimității sexuale sunt doamne, o listă întreagă de lucruri super sănătoase și bune, cu atât mai important este să se realizeze în cuplu. Să realizeze între doi oameni care se cunosc, care se acceptă, care lucrează unul cu altul, care se ajută și toată panoplia de emoții și sentimente, de activități, care apar până atunci. Desigur că mulți sub eticheta Carpe Diem susțin poate există flirt, există seducție și hai să ne jucăm repede, să mergem în intimitatea sexuală. E alegerea lor, e alegerea fiecărui. Deopotrivă și a celui care încearcă și a celui care acceptă. Absolut. Aici nu diferențiem sexele între ele pentru că este posibil să vină din partea oricărui.
poate să fie și bărbați și femei care are această concepție și această determinare cumva. Sigur că da. Pentru că se merge mult în societatea actuală pe ideea că intimitatea sexuală trebuie să apară destul de repede, că doar așa te cunoști. Și așa, din punctul meu de vedere personal, poți cunoaște foarte multe lucruri. Într-adevăr, poți cunoaște foarte multe lucruri. Numai că intimitatea sexuală îți aduce... în intimitatea sexuală nu ai nevoie să cunoști. E ca și cum ai folosi fur ca să car nuci în pod. Mm-hmm. Nu folosești intimitatea sexuală să cunoști ceva, ci să completezi parte din iubire, să completezi parte din relaționarea cu persoana respectivă, mm-hmm. să te bucuri împreună cu persoana respectivă de o energie, de o curiozitate, de un schimb de jocuri, de atingeri, mângâieri, săruturi și întreaga activitate care se întâmplă acolo. Nu este în sine un element al cunoașterii. Poate să fie un element al descoperirii, al curiozității împreună în actul sexual, dar nu să cunosc astfel o persoană, să știu dacă în general mă ajută, dacă mă ascultă, dacă mă susține în proiectele mele, dacă e alături de mine, dacă eu pic mă susține, dacă ea pică se lasă susținută și tot așa. Pe de altă parte, seducția este acest proces care le acoperă pe acestea. Cum vezi tu, sau cum definești tu ca și femeie seducția sau ceea ce ai spus acum? Cum le acoperă pe cele două? Acoperă partea de cunoaștere, partea de interacțiune, partea de verificat, cum ai spus tu, dacă se lasă condusă, dacă mă las condus, ce părți avem în comun, ce putem să facem împreună, ce facem separat. Cum reușim să ne păstrăm individualitatea? Pentru că știm foarte bine că seducția permite păstrarea individualității. Da. Și seducția este cea care duce la formarea unui cuplu. Corect. A unei relații. Dacă seducția primește răspuns. Categoric, iar aici ne întoarcem la început. Da. În care prima etapă a seducției este flirtul. Corect. Da. Deși când am gândit subiectul ăsta împreună cu tine, există și un precursor al flirtului. Unul dintre colegii de aici din sală, Cristi, ne-a ajutat să-l descoperim. Este împăunarea. Da. Adică, poate în vechime, bărbatul nu știa să spună multe sau să facă multe pentru a crea flirtul, acest joc interesant, experimentat, bărbatul și experimentat. Nu, să nu ne trebuie cu concluzie. Imediat când facem la flirt, pentru că există o definiție a lui sau o interpretare corectă a flirtului, dar clar pentru bărbat și evident și pentru femeie, poți confirma sau nu, există această împăunare care poate atunci era sub formă de, nu știu, blănurile de animale pe care le-am omorât eu sau împreună cu gașca mea, iar acum poate să fie mașina sau apartamentul sau călătoriile mele și așa mai departe. Dacă observăm cu corect ceea ce se întâmplă în social media, există această împăunare, să-i spunem, nu știu, cred că am găsit cuvântul cel mai simplu, împăunare, am afișa. Da, este cel mai expresiv. Mă vezi, nu mă poți cunoaște, dar dacă vezi ce mașină conduc sau călătoria pe care am făcut-o sau nu mai știu, alte lucruri pe care eu mă expun în fața ta, uite, vezi, cunoști parte din mine. Așa sunt eu. Este similar cu ritualul păgunului, că de acolo vine înzitulatura, în care își extinde coada și culorile ca să fie mai atractiv. Absolut. Este vorba despre atractivitate. Alege-mă pe mine. Exact, exact. Flirtul înseamnă o provocare la atractivitate. Absolut. Eu mă plac. Deja știm asta. Place-mă și tu. Da. Nu ar fi interesant pentru tine să mă placi și pe mine? Dacă ar fi atât de ușor să convingi o fată, măi, eu sunt foarte bine cu mine. Tu văd că duci o viață normală. N-ai vrea să te fac să o iei puțin ras. Așa. Să te fac să te îndrăgostești de mine și să nu mai te simți confortabil. Să păi, propriu zis, dar vreau să te adică? Este o inițiere către seducție, procesul de cunoaștere. În flirt este a ne împăuna, pentru că și femeile fac același lucru. Ok. În diverse cum anume? Poți dezvolui? Ne-am dezvolui. Vrei? Te rugăm. Da, și femeile se împăunează de la modalitatea în care arată, cum se pregătesc pentru o întâlnire, la modalitatea în care caută să vadă ce îi interesează pe respectivul mascul. Am înțeles.
Pentru că zona de atractivitate este foarte mult explorată de femei, poate mai mult decât bărbații. Deci în ultima vreme s-au cam schimbat rolurile. Femeile merg mai mult pe naturalețe, iar bărbații se împăunează din ce în ce mai mult, cu caracteristici feminine, din punctul meu de vedere. Da. Iar zona de împăunare presupune ritual. Un ritual pentru ambele părți, că e femeie, că este bărbat, este un ritual în care se face atractiv. Acceptat și încă fără tendințe care pot aduce dezechilibru. Categoric. Fără innuendo, fără a prezenta ceva parte din intimitate sexuală, exact. Fără atingeri, fără sărut, exact. Fără ținut de mână. Fără plimbări... Importantă precizarea aceasta, rău. Pentru că flirtul, cum ai spus și tu mai devreme, nu presupune atingere. Da. Nu presupune lucruri în comun, ci presupune tentație. Corect. Flirtul este un joc mental. Da. Este doar un joc mental. În momentul în care cineva intervine emoțional sau fizic, atunci nu mai este flirt. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Dar ce? Poate să devină agresiune. Agresiune sau seducție, depinde. Dacă este primit. Da, dacă este primit, clar se va aluneca înspre seducție, se poate aluneca spre alt mod de a cunoaște pe cineva. Uh-huh. Dar dacă se menține flirtul la nivel mental, el este foarte sănătos. Uh-huh. Pentru că jocul care îl faci mental, să îl atragi pe partenerul în joc, să-l faci să zâmbească, să-l faci să se gândească la următoarea frază sau la următoarea idee, consider că pentru un bărbat sau pentru o femeie echilibrată, normal, este foarte sănătos. A flirta este foarte sănătos. Atenție și revin din nou ca să mai vreau să... spui și de ce este sănătos. Cred că avem nevoie de jocul ăla mental. Avem nevoie, e ca și cum vânătorul îi place să ducă să tragă la țintă. Da, dar mai întâi să caute victima. Exemplul meu este potrivit și... Este potrivit pentru că flirtul este exact căutarea victimei. Nu știu, nu am privit niciodată așa. Păi, dacă tot ai făcut această paralelă... Hai să găsim atunci alt exemplu. Nu consider că este o căutare a victimei. Nu știu dacă cu cineva... Eu cred că flirtul apare între oameni efectiv. E simplu. Repet, aici este granița pe care trebuie să o resubliniem din nou. În momentul în care cineva se implică emoțional, ori se va supăra, ori se va implica emoțional, se va duce într-o altă direcție și va înțelege altceva din flirt. Așa. Ori va fi zona fizică, care iarăși nu mai este flirt. Mm-hmm. Zona fizică, atingeri, sărut, orice alt lucru de genul acesta, clar nu mai este flirt. Flirtul este un joc... Uite dacă vrei, este o împăunare mentală. Da. Este un mod să-ți arăt cum pot eu să gândesc sau să mă joc cu anumite chestiuni și o fac folosindu-mă de comunicare, o fac implicându-te într-un scenariu. Flirtul totdeauna are un scenariu. Da. Se pleacă de la o glumă, se pleacă de la o idee, se pleacă de la ceea ce vedem amândoi și în momentul respectiv de aici se poate pleca și nu dau seama unde se poate ajunge. Dar flirtul atât cât este și rămâne în zona de a te atrage, dar la nivel mental, a te ispiti către mine la nivel mental, el este foarte sănătos. Este foarte sănătos pentru că stimulează și demonstrează. Ok. Ai spus, avem nevoie să flirtăm. Da. Ce înseamnă avem nevoie să flirtăm? Ce nevoie acoperă flirtul? Creativitate. Avem nevoie să... Îmi vine termenul în engleză playfulness. Uh-huh. Avem nevoie de joacă. De joacă. Și de multe ori... un anume tip de joacă. O joacă cu componentă sexuală. Nu ca activitate sexuală. Okay. Ci ca natură sexuală, okay. Adică atractivitatea este legată de sexualitate, iar sexualitatea este tot ce suntem noi, da? Okay. Modalitatea în care vorbim, modalitatea în care gândim, absolut totul înseamnă sexualitatea noastră, de la identitatea de gen, de sex și așa mai departe. Da. Și atunci, tot ce ține de flirt, este vorba despre a reactiva eul sexual.
de a ne trăi pulsiunile, de a ne trăi fantasmele. Într-un mod mental. Într-un mod mental, categoric, pentru că, ai spus și tu mai devreme, este o împăunare mentală. Da? Este o senzația în care luăm foc. Da? Devine interesant, devenim interesant. Este o validare a propriei puteri, a propriei existențe, dintr-o latură care are legătură cu fundamentul nostru. Pentru că noi suntem născuți din sexualitate și suntem, dar în nostru sexualitate. Da, impulsul, clar, impulsul sexual. Da, clar, puternic și sănătos. Da. Și de la flirt ne ducem în seducție. Că tot vorbeam despre arta seducției. Și astfel flirtul, când depășește limita de flirt și nu mai este doar jocul la nivel mental, și ambii parteneri, de orice sex ar fi ei, spun da. 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 Se intră în jocul de seducție. Ok. Iar jocul de seducție... Care ar fi definiția din punctul de vedere? Ce aduce în plus față de flirt? De flirt? Aduce componenta reală, fizică, concretă, dincolo de jocul mental. Inclusiv emoțional? Inclusiv emoțional. Okay. Este o prelungire a flirtului. Okay. Este natura omului de a vrea mai mult. Deci avem împăunare, flirt și seducție. Am găsit în cronologie. Și după aceea voi avea și relația. Ah, mai vorbim de relație? Nu. Nu, pentru că suntem la arta seducției și ne oprim aici. Da, pentru că nu vorbim astăzi despre strategia de a seduce, ci vorbim despre sensul seducției. Pentru că tendința de a flirta, scuze-mă că te întreb, tendința de a flirta există și după ce se stabilește cuplul. Ar fi normal să existe și ar fi sănătos să existe. Da, dar... E foarte util pentru intimitatea psihologică. Da. Pentru intimitatea psihologică. Cred că, de fapt, flirtul sănătos, da, care apare la început, da, va ajuta enorm în intimitatea psihologică. Uh-huh. Iar intimitatea psihologică va ajuta enorm în intimitatea sexuală. Categoric. Și mai mult decât atât, seducția este cea care face liantul între partea de flirt care nu presupune atingere, emoție, relație de cuplu, da? Iar seducția rămâne și în relație de cuplu. Și folosește ca metodă flirtul. Toate ar trebui să rămână. Adică seducția include ca și în relația de cuplu periodic să rămână jocul de seducție care include flirtul. Spune-le trei lucruri pe care le faci în seducție. În seducție? Deci ieși de la trecerea, ai flirtat cu cineva și a zis da, uh-huh, și treci în faza de seducție și trei lucruri pe care le faci ca să seduci. Deci acum ai cale liberă. Trei lucruri pe care le faci ca să seduci. Cale liberă. Da, e care de lucru, să vedem dacă se merge spre relație. Nu știm dacă ajunge la relație. Care dar e un precursor. Nu se știe. E clar, și când ai relații se termină, nu știi că se termină. Da, am terminat cu flirtul, cineva ți-a răspuns, ți-a confirmat că e cale liberă. Din punctul de vedere al cui vrei să-ți răspund. Pentru că eu sunt femeie. Din partea mea femeie. Păi eu sunt femeie și eu nu se duc. Nu există și din partea ta? Există participare, dar nu inițiere. Ok, nu. Femeia poate să împăunească. Ai fost de acord că femeia se împăunează? Da. Poate crea flirt? Pick me, aleg de creează flirt? Da. Și la seducție nu? Creează și seducție, însă ea participă la seducție, da? Pentru că femeia este cea care își dă acordul. Bărbatul se împăunează și cere acordul. Ea și-l dă. Și aici intră în seducție. Okay. El vine cu ceva, ea completează. Ok. Da? Adică dar completează. Deci jocul seducției... Poate să și inițieze, dar aici ține de tipul ei de seducție. Dacă a fost învățată să aștepte, va tenta. Dacă a fost învățată să inițieze, va iniția. Dacă a fost învățată să fie, să zicem, mixtă în funcție, da, de condiții, se va juca așa, așa, așa. Se va juca între ele. Și dacă a avut cine știe ce istoric cu situații nepotrivite, va fi anxioasă. Anxioasă, poate retrasă, poate retrasă, provocatoare. Poate doar provocatoare, da. Exact.
provocatoare nu înseamnă un anumit comportament și, da, ci că o provocatoare în seducție. Adică să provoace la el niște reacții cu care el să vină către ea, cu ceea ce își dorește ea să vadă sau ea să primească de la el ca mascul împăunat. Am înțeles. Asta înseamnă seducția din partea unei femei atâta timp cât feminitatea este la locul ei. Cât feminitatea este la locul ei. Este un element foarte important, care de fapt este important și pentru bărbați. De ce? Pentru că dacă nu înțelegem că feminitatea este la locul ei și fata este ok și adult, schimbările ei de macaz, nu vorbim de stări, schimbarea de macaz, modul în care se va juca cu toată povestea, îl va speria pe bărbat. Exact. Jocul este natural în feminitate. În feminitate, jocul în seducție este esențial. Da? Pentru că ea nu este structurată biologic cum este bărbatul, ce este structurată să fie flexibilă. Și atunci ea în permanență va schimba strategiile, în permanență se va readecva situației și mesajelor pe care le primește de la bărbat. Okay. Pentru că femeia nu este rigidă. Femeia care are feminitatea dezvoltată și așezată la locul ei. Este flexibilă comportamental. Și mental. Și mental. Este dispusă să înțeleagă sau să accepte lucruri pe care până atunci nu le-a cunoscut. Că asta înseamnă seducția. Seducția la femeie înseamnă să se lase cucerită. Am înțeles. Da, este o diferență. Da, clar. Pentru că femeia nu cucerește, bărbatul cucerește pentru că el se împăunează cel mai tare, iar ea se lasă cucerită. Deci, împăunare la toată lumea, flirtul este ok să fie deschis și de fete și de băieți. În seducție, seducție de complementaritate. Atunci seducția înseamnă îți fac curte? Cine cui? Bărbatul face curte femeii? Da. Deci asta este seducția în care el trebuie să construiască tot ce poate să construiască. În care el începe și pune bazele viitoarei relații de cuplu, pentru că construcția o fac amândoi în relația de cuplu. Dar în perioada de seducție pun bazele. Da? El creează dansul. El creează dansul în vals sau în tango. Sau în ce dans alege el? În ambele, astea două sunt dansurile iubirii. În amândouă, el conduce întotdeauna. Iar ea se lasă condusă, dar ține pasul cu el. Adică ea nu rămâne să... Cuplul care avea o sârbă între ei. Acum, vorbim la modul de arta seducției, că vorbim despre situații tipice. Am înțeles, specifice. Specifice, pentru că pot fi foarte multe variații. Categoric, fiecare cuplu își face ritmul și drumul în perioada de seducție. Și acolo se stabilesc modalitățile de comunicare, modalitățile de atingere, modalitățile de construcție între cei doi. O pasă mai mult din partea ei, pentru că el ar trebui să fie nu neapărat agresiv, dar îndrăzneț. Îndrăzneț? Cred că doar aici putem spune despre bărbat să fie îndrăzneț, mai ales că el a primit din zona de împăunare și apoi de flirt, voie că da. Da. Dacă nu le primește, deja ne ducem spre îndrăzneala respectivă, va fi catalogată ca agresiune. Agresiune, categoric. Ca depășește limitele. Depășești limitele. Da. Deci, de fapt, e atât de simplu acum pentru un bărbat să înțeleagă lucrurile, să le diferențieze, pentru că dacă el la împăunare sau la flirt își primește acordul, atunci va avea voie să fie îndrăzneț și să propună tot felul de lucruri, să deschidă tot felul de discuții, să facă tot felul de activități, pentru că deja are un da, are cel puțin doi da din el. Da. Okay. Și să facă propuneri pe care să le sintetizeze. Iar apoi intră în relația de cuplu unde seducția rămâne valabilă, pentru că chiar dacă a cucerit femeia și femeia și-a dat acordul, seducția trebuie să rămână datorită flexibilității femeii. Și culmea, și poate nu e plăcut de auzit, dar rămâne responsabilitatea lui seducția. Treaba ei, responsabilitatea ei, este să-i mențină interesul. Ea trebuie să păstreze misterul, el trebuie să rămână cuceritor. Asta este seducția în relație. Da, înțeles. Trecem la următorul nivel. Trebuie să le avem pe toate. Și pe rând, în ordinea corectă. Pe rând, în ordinea corectă. Pentru că toate etapele necesită timp.
și necesită a parcurge provocări și a parcurge disensiuni. Disensiunile care apar în mod natural din diferențierea perspectivelor. Absolut. De aceea consideram într-o altă întâlnire în care noi am discutat de acel spațiu sacru între doi parteneri, între doi oameni care pot spune efectiv ceea ce se întâmplă și ceea ce nu se întâmplă și să-i spună trăirile și ceea ce au simțit sau ceea ce au vrut să facă, ceea ce n-a ieșit, ceea ce a ieșit. Da, este esențială comunicarea și este esențial să-ți păstrezi interesul unul față de celălalt. Acum, interesul scade odată cu intimitatea, pentru că dispare curiozitatea și curiozitatea, odată ce a dispărut, este mai greu de stârnit și de readus la focul inițial, însă nu este imposibil, pentru că fiecare etapă a relației presupune o nouă cunoaștere. Presupune resurse noi, presupune abilități noi și atunci este ușor să faci seducție. Corect. A fost o discuție foarte interesantă astăzi. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Și mulțumesc de invitație. Și subiectul a fost foarte interesant și cred că și pentru dumneavoastră s-au mai dat niște răspunsuri la întrebări. Deci, încolo, vă doresc să rămâneți în echilibru cu data viitoare.